Pe străzile capitalei continuă mobilizarea pentru protestul care va avea loc duminică în centrul Chișinăului. La corturile campaniei de informare cu genericul O nouă viață, trecătorii sunt îndemnați să vină la manifestație și să-și exprime public nemulțumirea față de creșterea prețurilor, dar și față de atitudinea guvernării PAS. Unii dintre oamenii pe care i-am surprins ne-au spus că fac față cu greu scumpirilor din ultima perioadă, deoarece pensiile și salariile rămân mici, așa că, afirmă ei, protestul este necesar. Ne-am săturat deja de o astfel de viață. Eu o săptămână în urmă am cumpărat medicamente cu 250 de lei, păi ieri deja le-am procurat cu 300. În primul rând, sunt nemulțumită de prețuri, deoarece dacă copiii nu m-ar ajuta, eu cu această pensie nu aș putea exista. Guvernarea nu este competentă absolut, absolut. Absolut. Protestele sunt necesare, deoarece așa nu se mai poate. Nu se mai poate așa de procedat cu oamenii. Pensia e mică și trei cămeri face recalculare 450, trebuie să plătesc 2600, pensia e 2000. Alții afirmă însă că problema creșterii prețurilor nu poate fi pusă pe seama guvernării. Eu așa părerea mea despre prețuri, cred că guvernarea nu are nică. Cu prețurile, pentru că ei toți ăștia, nu știu cum să zic, au privatizat și tătea lor și guvernarea nu le poate lor să le interzică. Manifestația este organizată de Mișcarea Social-Politică O nouă viață, reprezentanții căreia au vorbit despre scopul acesteia. O să fie o mobilizare generală referitor la majorarea prețurilor, referitor la tot ce se petrece acum în țară, ce are legătură cu noi oamenii care deja am obosit să trăim așa cum trăim astăzi. Cu referire la acțiunea care urmează să aibă loc și la părerile oamenilor, purtătorul de cuvânt al Partidului Acțiune și Solidaritate, Adriana Vlas, ne-a spus într-un mesaj că Moldova este acum o țară vulnerabilă, inclusiv din cauza politicienilor ca Ilan Șor, care sponsorizează acest protest din bani furați de la cetățeni. Iar Anastasia Taburceanu, purtătorul de cuvânt al prim-ministrului, a spus, cităm, cu toată considerația și tot respectul pentru oamenii care participă politic din propriile convingeri și își exprimă nemulțumirile în mod civilizat, apelul lui Ilan Șor nu are nimic de a face cu interesele dumneavoastră. Ideea pe care încearcă să o promoveze, că protestul masiv este o cale de a opri creșterea prețurilor, este nereală și periculoasă. O cortină populistă în spatele căreia acest personaj politic își joacă doar propriul interes. Apelul la unitate a fost lansat acum două săptămâni de liderul PCRM și fostul președinte al Republicii Moldova, Vladimir Voronin. El a menționat că toate mișcările civice și politice, dar și toți cetățenii nemulțumiți de actuala guvernare, trebuie să iasă în stradă și să apere Republica Moldova. La acest apel au răspuns până acum Partidul Șor, care a anunțat mobilizare generală printre membrii și adepții săi, dar și Partidul Renaștere. Potrivit Băncii Centrale, în Republica Moldova, rata inflației a trecut de 29% în luna mai, când de la începutul anului, prețurile medii de consum au crescut cu peste 17%. Cel mai mult s-au scumpit produsele alimentare cu 20,8%, mărfurile cu 12,2%, iar serviciile cu 20,7%. Pentru susținerea cetățenilor, autoritățile au majorat cu 60% salariul minim în sectorul public, iar în sectorul real al economiei cu 20%, ambele până la 3.500 de lei. Totodată, pensia de vârstă cu vechimea completă a fost majorată cu 278 de lei, iar în aprilie alocația a fost indexată cu 14%. În timpul iernii au fost oferite compensații pentru tarifele la gaz și energie electrică, iar din 1 aprilie acestea au fost anulate.